Peste 2800 de fermieri olteni care au solicitat subvenție în acest an au intrat la control. Inspectorii de specialitate urmează să verifice 120.000 de hectare suprafață, ce reprezintă 30% din totalul terenului agricol al județului. 457 de fermieri vor fi supuși controlului clasic, iar 2367 prin teledetecție. Sarcina de control la nivelul județului Olt este foarte mare, o treime din suprafața solicitată de fermierii în cererile de plată este supusă verificării fie prin control clasic, fie prin teledetecție. Asta înseamnă 120.000 de hectare. Comparativ cu anul trecut, suprafața de teren verificată este puțin peste dublu. Deci dacă anul trecut au fost undeva la 65-70.000 de hectare, acum avem 120.000 de hectare. Aceste controle ar trebui finalizate până la sfârșitul lunii noiembrie, însă conducerea instituției spune că verificările s-ar putea extinde până în decembrie. Controlul este îngreunat de condițiile meteo. Sperăm totuși ca vremea să ne lase, pentru că colegii mei de la control trebuie să ajungă la fiecare parcelă și știți foarte bine că drumurile din Tarlas sunt totuși drumuri pline de noroi și este accesul foarte, foarte greu acolo. Agricultorii care declară la APIA terenuri pe care nu le dețin sau pentru care nu au documente vor fi excluși de la plata subvenției. În funcție de suprafața declarată în plus sau în minus, dacă este mai mică sau mai mare, există sancțiuni graduale pentru fiecare fermier, sancțiuni care merg până la excluderea de la plată în cazul în care suprafața declarată în cerere este mult mai mare față de cea constatată în teren sau dacă pe suprafața declarată nu există niciun fel de cultură și s-a declarat a fi o cultură pe care noi la control nu o găsim. Fermierii ale căror terenuri urmează să fie verificate vor trebui să aștepte rezultatele controalelor. Abia după aceea ei vor putea primi ajutorul financiar din partea statului.